Bună seara, stimați prieteni! Revin din nou cu o filmare, subiectul acvaristică. Dacă ați urmărit episoadele care le-am pus, videoclipurile care le-am făcut înainte, în această perioadă sunt câteva filmări care le-am făcut și le-am postat pe canalul meu de YouTube. Dacă ați urmărit fiecare episod, ați văzut etapele prin care a trecut acest acvariu, putem zice că la un moment dat să părea că nu mai este sau nu mai are aspectul de acvariu după cum, după cum arăta, dar am reușit să îmi fac timp și să mă ocup de el, să-i dau un alt aspect, să cumpăr mai multe plante, de să-l reamenajez, putem spune. Am mai achiziționat câțiva masculi de gupi, despre speciile de mascul care eu le am la ora actuală în acvariu, voi face altă filmare și vom discuta despre fiecare în parte. Astăzi am dorit să fac această filmare, să vedem împreună cum s-au dezvoltat plantele, cât de bine s-au dezvoltat plantele în acvariu și culoarea verde care o are acvariu în acest moment. Problema care apare în momentul când ne bucurăm de această frumoasă culoare verde care predomină în acvariu, trebuie să înțelegem și de eu știu mediu de dezvoltare a peștilor, plantele se dezvoltă foarte frumos, este foarte bine, dar ce ne poate îngrijora este că în momentul când plantele se dezvoltă și se dezvoltă prea mult ea din habitatul peștilor, deci ocupă foarte mult spațiu în acvariu și normal că încurcă un pic dezvoltarea peștilor, pentru că și peștii, și dacă sunt aceste, eu știu, vietăți foarte mici, și ei sunt stresați dacă ceva le perturbă viața din acvariu, deci ca toate... Ființele vii care trăiesc, fiecare în funcție de unde trăiește și ce anume îl poate afecta, normal că intervine stresul. Și atunci, zilele astea, voi reamenaja din nou acvariu, voi replanta plantele, le voi studia un pic. Despre ce anume vreau să, eu știu, să vă spun în această filmare este cum putem să mulțim foarte ușor plantele, în funcție de poate aveți mai multe acvarii, poate vă plac cum arată, doriți să le schimbați, poate chiar vă, eu știu, vă vine ideea prin cap de a vă ocupa de producerea plantelor pentru, și mulțirea plantelor pentru vânzare, care la ora actuală, la prețurile la care sunt plantele, este destul de de benefic și de avantajos, ele se mulțesc foarte ușor. Sunt plante care efectiv deci le rupem în vârful sau dintre puieții care dau și le punem în stratul de nisip sau pietriș și ele se dezvoltă. Cele care după cum se văd au și rădăcinuțe legate a formate este mai simplu pentru că ele oricum... Și dacă nu sunt băgate nisip sau în pietriș, în momentul când le rupeți bucată din ele, se dezvoltă doar fără nisip și fără pietriș, doar prin aceste rădăcini aerene, putem spune. Deci nu necesită neapărat un strat de nisip sau pietriș. După cum am zis, este sau poate fi o afacere destul de profitabilă să ne ocupăm de plante și să le înmulțim și să le dezvoltăm. Dacă mediul este prielnic, după cum se poate vedea și în la mine, în alvariu ele se dezvoltă foarte repede și foarte, foarte uh, ușor. La suprafață am uh, și cele de suprafață care la un moment dat s-au dezvoltat prea mult și pentru aia am scăzut o pic apa din alvariu îmi scuze, am scăzut un pic temperatura apei din acvariu și am observat că nu se mai înmulțesc uh, așa de repede, nu se mai dezvoltă așa de, de, repede. Este un lucru bun pentru că în momentul când s-au dezvoltat foarte multă în suprafață, lua lumina celor plante și uh, vă dați seama că să zic, uh, îngreunează dezvoltarea plantelor din acvariu și normal că trebuie în continuu să urmărim, să vedem, să nu forțăm să o să distrugem plantele din avariu, doar că la suprafață dorim să lăsăm acele plante plutitoare și ale au rolul lor, au rădăcini pivotante, după cum se pot vedea, încerc să focalizez, după cum se pot vedea, au și ele rădăcini pivotante și ele ajută la filtrarea apei și eu știu, dezvoltarea a mediului uh, din alvariu, dar pentru aia trebuie să facem un echilibru între aceste plante și să înțelegem că fiecare are uh, rolul, scopul și locul ei. Eu sper să vă placă și acest video, această filmare, după cum am zis, plantele se pot înmulți foarte, foarte ușor, fiecare oră de și dacă vă trece prin cap ideea de a face o afacere din aceste din, din plante, este o idee foarte bună. Dacă vă plac filmele care le fac, video care le fac, nu uitați, urmăriți-mă în continuare pe canalul meu de YouTube, like și vă abonați. Eu voi reveni de fiată când am un pic de timp liber cu câte o filmare din acest domeniu agvaristică. După cum am zis, vă voi face filmare și cu solul de gupi care eu le am în avariu. La ora actuală totul decurge foarte, foarte bine. Am mai sau mai testez un lucru în momentul când văd care este rezultatul, vă pot spune și noastră dacă da, prinde sau nu prinde acest, acest lucru pe care eu îl testez cu temperatura apei în acvariu. Până atunci ce vă spun, o seară minunată alături de cei dragi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați, urmăriți-mă în continuare. Like și vă abonați. La revedere!